Peste 200.000 de țigarete de contrabandă au fost capturate de către procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Țigaretele au fost confiscate în urma celor 24 de percheziții din județele Sălaj, Satu Mare, Bihor și Arad. Bine, scoateți-vă rog frumos țigarele din mașină. Un cetățean maghiar introducea în România țigările de contrabandă provenite din Ucraina, Republica Moldova și Serbia prin punctele de trecere a frontierei Halmeu sau Valea lui Mihai, după care, împreună cu alte persoane, le transportau în comuna Bogdan, județul Satu Mare, unde un alt cetățean asigura depozitarea temporară a acestor țigări. Aceste transporturi de țigări erau dirijate spre filierele de crimă organizată din județele Arad, Satu Mare și Sălaj. Transportul țigărilor de contrabandă se efectua pe timpul nopții între orele 2 și 5 dimineața, pe drumuri părăsite, situate între diferite localități, și de fiecare dată transportul se efectua cu ajutorul unui antemergător. 19 persoane au fost ridicate din Sălaj și Satu Mare în vederea audierii acestora în calitate de învinuiți, iar 10 dintre ei au primit ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, fiind prezentați Tribunalului Sălaj cu propunere pentru arestare preventivă. Locuințele inculpaților erau prevăzute cu camere video pentru a putea monitoriza activitatea în afara locuinței. În Zalău, țigările erau vândute în zona centrală, în autogară și lângă Spitalul Județean. Prețul unui pachet era de 8 lei, iar în urma unui transport, contrabandiștii rămâneau cu aproximativ 4.000 de lei. În urma perchezițiilor au mai fost confiscate aproape 30.000 de lei, 250 de euro, peste 9.000 de forinți, calculatoare, precum și diferite agende și carnețele cu înscrisuri reprezentând persoane și cantități de țigări achiziționate și comercializate.